Suntem în sezonul sparanghelului, așa că astăzi vă arăt 3 moduri simple cum să-l pregătiți. Sparanghelul este considerat hrana regelor și are proprietăți anti-îmbătrânire, ajută la detoxifierea organismului și este foarte bun pentru sănătate. După cum v-am spus, îl vom pregăti în 3 moduri și anume pe tigaie grill, fiert și la cuptor. Am încins din timp cuptorul la 200 de grade Celsius, acum o să încing și tigaia grill. Și de asemenea am pus la fiert apa. Pentru această rețetă voi avea nevoie de... Indiferent cum n-ați pregătit sparanghelul, vă îndemn să nu-l gătiți prea mult, deoarece o să-și piardă culoarea verde vie și la capăt trebuie să rămână crocant. Arată foarte bine și nici nu știu care aș vrea să-l gust. Aceste rețete, cât și alte rețete cu sparanghel, le găsiți pe site-ul nostru oficial valerisfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!